Oprește motorul! Stai! Stai că trag! Șalupa cu care transporta țigările a fost văzută de polițiștii de frontieră pe malul sârbesc, îndreptându-se către golful Eșelnița. Când a ajuns în apele românești, polițiștii au tras un foc de avertisment, dar individul și-a continuat drumul. A fost nevoie să tragă un al doilea foc în motorul embarcației. E singur? Cum a trecut singur? Nu te-a stat nimeni? La mal te așteaptă cineva? Nu. Nimeni, nimeni? Nimeni. Cum ai ajuns acolo? Pentru cine țigările? Nu știu. Cum nu știu cum îl cheamă? În șalupă au fost găsite 10.000 de pachete de țigări împachetate în 20 de colete acoperite cu folii negre, ca să nu atragă atenția pe timp de noapte. Direcția localității Eșelnița am observat pe radarul embarcației o țintă care se deplasa de la malul sârbesc către malul românesc. Am acționat pentru reținerea acesteia. Persoana din barcă nu s-a supus somației, drept pentru care am folosit armamentul din dotare. Bărbatul este din județul Olt și este cercetat pentru contrabandă și intrarea în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare. Polițiștii cred că face parte dintr-un grup organizat care se ocupă cu traficul de țigări și îi caută și pe ceilalți membri. Este una din cele mai mari capturi de țigări. Sunt peste 10.000 de pachete cu țigări netimbrate de proveniență Serbia via Muntenegru. Credem că se vor intensifica asemenea acțiuni pe zona noastră de frontieră la granița cu Serbia datorită diferenței de preț. Aceasta este cea mai mare captură de țigări de anul acesta în Mehedinți, cantitatea totală confiscată la granița cu Serbia fiind de peste 170.000 de pachete.